Salut băieți și fagiți, numele meu este Webster2K, iar în videoul de astăzi ne jucăm pe serverul nostru preferat Underground România, mai exact aici pe 5M și după cum puteți observa și în titlu, astăzi am să vă arăt mai pe scurt jobul de drug dealer. Vreau să spun de la început că acesta este un job ilegal și dacă vă prinde poliția o să vă facă dosar penal sau o să vă bage la pușcărie. Și mai este o variantă să vă prindă mafioții și o să vă cam ia toate drogurile pe care le aveți la voi. Bun, deci tot ce trebuie să faceți pentru prima dată va trebui să vă duceți, vă recomand, adică e chiar obligatoriu să vă luați o mască, deoarece este, cum să zic eu, este un job ilegal, după cum am spus și înainte. Bun, veniți aici la orice de ăsta, dați pe o mască, eu de obicei mi-o pun, stați așa să mi-o pun masca mea preferată. Uite aceasta, 169, este așa, nu știu, îmi place mie. O salvați și după care puteți să faceți treaba. Bun, după ce v-ați luat măscuța, dați slash GPS, iar apoi o să mergeți la joburi ilegale și o să vă pună automat un checkpoint. După cum puteți observa, fix aici la Vespucci Beach, o să mergeți ca să vă luați jobul ilegal. Odată ajuns și aici, tot ce trebuie să faceți este să vă duceți la checkpoint. Fix aici vă duceți la checkpoint, fix la ușa aceasta. Da, domnule, sunt aici pe GoPro, după cum v-am spus, fac un video aici seara la un prieten cu... Na, o să apereți și dumneavoastră, domnule. Da, mă bucur. Vă bun, și apăsați pe jobul de drug dealer. O să facem și jobul ilegal de hacker, dar puțin mai încolo. Bun, după ce ați luat jobul de drug dealer, voi aveți două opțiuni. Ori să mergeți pe vama legală, unde este aceasta pe care toți o știm, unde sunt polițiști din păcate sau din fericire, nu știu cum să-i zic, și mai aveți încă o variantă la vama ilegală, adică fix aici. Vă puneți un checkpoint, dar după cum puteți observa, este o zonă protejată de mafie. Și sunt șanse să vă ceară o taxă de, cum să zic, o taxă de intrare în celălalt oraș, să zic așa, adică în Sandy Shore. Dar asta nu ar fi o problemă pentru că este 5.000 și când vă reîntoarceți înapoi o să faceți o grămadă de bani. Bun, deci haideți să mergem la acea vamă ilegală ca să vedem cum stă treaba. Bun, după ce am ajuns aici la vama aceasta ilegală, am uitat să vă spun că vă trebuie de fapt o mașină mai off-road ca să mergeți pe acest nisip, sau puteți să mergeți, nu știu, foarte, foarte încet ca să nu fie considerat power gaming. După ce ați trecut vama ilegală, pur și simplu vă puneți un checkpoint în această locație, unde la fel este o zonă protejată de mafie. O să vă puneți checkpoint fix aici și o să trebuiască să vă cumpărați semințe de la această casă. Bun, am ajuns la această casă de unde ne putem cumpăra semințe și pur și simplu intrăm în căsuță, ne ducem pe scări și aici o să ne cumpărăm semințe. Semințele se pot lua de la level 10 în sus, dar dacă nu aveți level 10 nu este o problemă, deoarece puteți căuta niște băieți pe câmp care o să vă ajute. Bun, cumpărați niște semințe, eu nu o să iau multe, deoarece am să fac doar un tutorial. Voi, de exemplu, puteți să cumpărați câte semințe doriți, cât aveți spațiu în inventar. Eu, de exemplu, o să iau 20, deoarece nu o să fac prea multe. Vreau să vă mai spun că aici se pot, să plătiți o taxă de protecție, deoarece, cum v-am spus, este o zonă protejată de mafie și o să vă ceară câțiva bonus, nu știu, maxim 5.000. Așa mi-au cerut băieții, probabil că aceștia sunt, o să vă ceară bănuți, dar nu-i problemă. În fine, după ce ați cumpărat semințele, o să vă duceți la acest câmp, o să vedeți și pe arte iconița cu marihuana și, după cum puteți observa, sunt aici băieți care deja plantează maria. Ok, deci, noi, odată ce am ajuns aici, va trebui să apăsăm Alt și să vedem aceste semințe, plante, și o să dăm pe folosește. O să dați, după cum puteți observa, cum fac eu, deoarece nu mai pierdeți atât timp și pur și simplu o să puteți să le culegeți și mai repede și să le plantați în același timp. După
După cum puteți observa, plantele noastre au crescut, majoritatea dintre ele. Mai avem două, dacă nu mă înșel, și pur și simplu veniți aici și dați pe pentru a le colecta. Și o să primiți acum în funcție, e random, nu este un număr exact câte puteți primi. După cum puteți observa, ai cules plantă și ai primit, ai cules planta și ai primit un cannabis sativa, trei cannabis sativa și acest număr diferă între ele. Bun, după ce l-ați colectat, vedeți că, uite, eu din 20 de semințe am primit 39 de cannabis sativa. Bun, acum o să mergem la un magazin ca să ne cumpărăm un set de chimie. Fix aici e magazinul foarte, foarte aproape. Și o să mergem să ne cumpărăm un set de chimie și apă pentru a face ulei THC. Noi o să facem marihuana și ulei THC. Bun, deci vă cumpărați un set de chimie care costă $1000 și vă cumpărați și sticla apă. Acum diferă câte grame de ulei de THC doriți sau câți mililitri, nu știu ce e în punguța aia. Eu, de exemplu, o să cumpăr 10 deoarece mi-ajunge la cât cannabis am și pur și simplu acum apăsați pe alt și dați pe set de chimie, îl folosiți și aici avem mai multe. Amfetamină, DMT, GHB, heroină, LSD, marihuana, morfină, PSP, Subutex și ulei THC. Noi acum o să facem doar marihuana și în videoclipurile viitoare o să facem și celelalte tipuri de droguri. Bun, o să fac cannabis. Din cannabis sativa o să facem marihuana și ulei THC, după cum am spus. După cum vedeți, sub fiecare produs apare cannabis sativa 3 și o sticlă de apă. Uite, acum o să facem, nu știu, hai să facem 15 ulei THC. Hai că merge dacă e. Stați așa că nu am eu apă. Stați așa că facem 10, doar de asta mi-a luat. Bun, ai dat cannabis sativa 30 și sticlă de apă 10. Și acum mai avem 9 cannabis sativa. Și dacă vedeți, în inventar ni s-au pus 10 punguțe de ulei THC. Din nou facem același lucru cu marihuana. Mai avem 9 și o să facem 9 marihuana. Bun, deci avem 9 marihuana și 10 ulei THC. Bun, acum o să ne reîntoarcem în oraș, deoarece doar în oraș se pot vinde, pentru că în afara orașului nu poți să faci ilegalități cu, nu știu, cu droguri, să zic așa. Bun, o să mergem din nou pe la vama ilegală, deoarece, din câte am auzit, mi-a transmis mie un porumbel că pe la vama legală stă poliția. Și mergem pe aici, deoarece nu este problemă. Sper acum doar să nu fie mafia să ne ia taxa. Și da, vreau să vă mai spun că acum depinde de câtă marihuana și ulei THC vreți să faceți, deoarece vă puteți lua și duba. Este o dubă la 170.000, dacă nu mă înșel, dar o puteți găsi și pe la 100.000, nu-i problemă, în care puteți să depozitați 103 kg, dacă nu mă înșel, cred că da, și cu aia puteți să transportați mai mult cannabis sativa, să aduceți în oraș și apoi să-l faceți și în oraș. Puteți de asemenea să faceți, să cumpărați un set de chimie și, nu știu, în oraș și nu... Și puteți faceți ulei THC, marihuana, tot ce doriți și acolo, nu doar în afara orașului. După ce ați venit în oraș, puteți observați sub diamante o chestie, mai exact un meniu cu produsele pe care le vrea cumpărătorul. După cum puteți observa, cumpărătorul meu dorește ulei THC, adică 3 ulei THC și marihuana. Dorește și 5 marihuana. Dacă nu vă apare acest meniu, încercați să dați pe capa și să dați anulează misiunea până când vă apare meniul. Ok, deci după cum puteți vedea, ni s-a pus un checkpoint cu galben pe artă și noi va trebui să mergem aici ca să dăm marfa. Vă recomand să vă puneți în garaj, auziți, în portbagaj, drogurile și tot ce aveți, deoarece s-ar putea să fie mafioți prin zonele acestea și să vă cam chelească de toate drogurile pe care le-ați făcut și de fiecare dată când aveți o comandă să vi le scoateți din portbagaj. Ok, hai să vedem cât luăm pe această comandă, să vedem dacă s-a meritat drumul nostru. Hai de cap, 12.500, stăm pe spate, mă băieți, hai să mai facem una. Să vedem în primul rând dacă mai avem produse, stați așa. Îi trebuie 4 marihuana. Și după cum puteți observa,
checkpointurile nu sunt prea depărtate, aceasta a fost la 600 de metri și trebuie 4 marihuana. Hai să verificăm, mamă, fix 4 marihuana mai avem și mai avem și 7 ulei trase. Probabil că o să-l pun în dubiță, deoarece acolo îmi țin eu în mare parte drogurile și tot ce trebuie. Îi avem și aici pe băieți, să aveți grijă. Acum eu fac asta pentru video, să nu faceți ca mie, deoarece s-ar putea să vă chelească cam de toate drogurile pe care le aveți. Și hai să vedem cât primim pe 4 marihuana. Normal, uite, 4.000. Normal, pe ulei THC primiți foarte, foarte mult și cred că vin după mine băieții. Salut, șeful, mă auzi? Salut, frate. Tu mă auzi? Da, vă aud, vă aud, domnilor. Ce faci pe aici? Vreți să vă spun sincer? Sincer, cât de sincer poți? Livrează ce dracu să facă, ca toți ceilalți. Da, 4 marihuana. Mamă, umbli cu nebunii de alea. Umblu, domnul, că trebuie să-mi câștig existența, domnul, am și o fetiță păi, acasă. Păi, tu nu vezi ce șapca am eu, vezi că de la gardă. Nu vrei de la secție acum, ai zis? Am văzut, domnul, cum, nu, ce să facem? Te duc la secție? Cum ziceți, cine vrei, numai de asta, zice, marihuana? Nu, domnule. Ha? Nu, domnul. Dar ce mai ne vrei, frate? Da, sunteți la gardă, domnul. Da, frate. Da, mă, nu vezi că l-am pe dracu. Riscul meseriei, băieți, ce dracu să facem? Eu v-am spus că na, bă, sincer, să plătește bine ca drug dealer, dar mai sunt și momente de astea în care vă luați. Eram sigur că oricum, ce fez, dar na. Ce să facem acum? Ia zi, frate, ce le vrei? Ulei THC, domnule, și marihuana. Ha. Și cât ulei de la? Mai am 7, domnule, acum. Hai, și asta e mașina ta? Da, domnule. Și ai ceva în portbagaj? Nu, domnule, puteți verifica, serios. Hai să verificăm, domnule, dacă doriți. Jură-te. Jur, domnule. Mă jur pe fica mea, domnule. Le-a cumpăr. Mă lăsați, domnule, așa în pace. Las, frate, las. Ok, domnule. Să trăiți. Ok, mă, băiți, am scăpat ieftin, zic și eu, nu? Hai să mai livrăm puțin ulei THC, că e aici aproape la 400 de metri și o să încheiem videoclipul. Deci, dacă am... Acesta este jobul de drug dealer, în mare parte. Na, faceți și bani, dar sunteți și jefuiți, deoarece livrați în zone de-astea rău famate. Și cam da, să știți că pe ulei THC faceți cei mai mulți bani. De exemplu, uite, nu știu cât am luat pe 4 marihuana, am luat 4.000 de dolari, dacă nu mă înșel, și hai să vedem cât facem pe 4 ulei THC. Stați puțin, că nu știu unde e acest checkpoint. Marihuana am luat 4.000, pe ulei THC, ia, 10.000, vedeți, mă, băieți, altcumva. Acum, na, eu vă recomand să le faceți 50-50, pentru că o să iasă un preț cât mai bun. Deci, da, cam acesta a fost jobul de drug dealer. Eu am fost Webster2Cast. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să mă urmăriți pe Instagram și să intrați pe serverul de Discord pentru a putea să ne jucăm împreună. Vă salut, respectele mele. Vă salut, pa, pa.